Salutare tuturor! Eu sunt Tonia, bine ai venit pe canalul meu. Astăzi am pregătit arcanele majore pentru a vă face o etalare despre prezentul tău, viitorul apropiat, surprizele problemei, consecința surprizei, răspunsul la întrebarea ta, viitorul îndepărtat. Ok, drăguții mei, am să folosesc arcanele majore, lucrurile importante ce se petrec în viața ta, începând din momentul acesta. Am să fac o cruce celtică și o carte a viitorului îndepărtat. Să vedem, drăguții mei, ce vă apare în această cruce celtică. Doamne ajută, Doamne fi cu noi! Și să începem. Ok. În prezent lăsați ceva în urmă, ceva care nu vă mai este de folos. Ceva care v-a dezamăgit. Ceva care nu vă dă liniște și pace, ceva care v-a șocat în viitorul trecut, adică în trecutul recent, ceva care nu a fost construit pe o fundație solidă, ceva care nu a funcționat. Viitorul apropiat este echilibrul vostru, încercați să vă țineți echilibrul și să mergeți mai departe pe un drum care poate nici voi nu știți cum va fi, ce va fi și ce este în viitorul vostru. La mine la echilibrul ne mai poate spune și faptul că sunteți ocrotiți de divinitate. Lamela echilibru ne vorbește despre îngeri care vă ghidează, deci sunteți spre o ghidare bună în viitorul apropiat. Surpriza problemei voastre din care ieșiți este lumea. Încheiați un capitol de viață, un ciclu nou de viață și redeschideți un nou ciclu de viață. Deci, exact ca și în prima lamelă, închideți acest trecut și porniți spre un viitor mai bun. Deci, drăguții mei, sunteți foarte deciși și foarte porniți pe situația actuală care v-a încurcat destinul și vreți să închideți acest capitol pentru a păși către noi drumuri către o lume mai bună. Consecința surprizei. Ia să vedem ce consecință aduce surpriza. Spânzuratul. Ați cam stat mult pe gânduri și nimic nu s-a întâmplat. Adică ați avut o perioadă destul de lungă în care ați stat și ați meditat la ce vă folosește acest lucru la care vreți să-l închideți. A fost o situație destul de lungă, poate o jumătate de an, un an sau luni întregi, în care nu ați știut încotro să o luați, la stânga, la dreapta, ce situație să apucați, dacă să mai așteptați sau să porniți la drum și iată în viitorul apropiat veți închide acest capitol și vă veți găsi echilibrul pentru o lume mai frumoasă, pentru un echilibru mai bun. Lamela 5 ne răspunde răspunsul la întrebarea noastră, ce urmează în viitor. Carul, veți porni, dragii mei, din loc. Deci toate, avem trei arcane majore care indică faptul că veți pleca din această situație, din această problemă, la ceea ce v-ați gândit voi când ați deschis acest video. Deci, dragii mei, drumul este frumos, nu mai stagnați, plecați la drum. Ia să vedem în viitorul îndepărtat
ce ne spun arcanele majore. Împăratul, veți fi niște persoane care nu vă va mai juca lumea în picioare, ca și cum veți fi persoanele care să joace și alții după regulile voastre, veți fi mult mai independente, veți fi persoanele care veți lua propria viață în mâini și veți merge acolo unde vreți voi, nu acolo unde spun alții. Iar la baza pachetului este judecata divină. Toată situația care l-aveți la ora actuală este ca și cum lăsați ca divinitatea să rezolve problema, Dumnezeu să aibă grijă de toți, Dumnezeu să-i dea ceea ce merită. Deci este acea situație în care nu vreți să mai luptați cu absolut nimeni. Ok, drăguții mei, deci foarte, foarte frumos. Am să trag și trei lamele de la Arhanghelul Gabriel, să vedem ce mesaje vă transmit în această cruce celtică, deci hotărârea voastră spre a merge către drumuri mai bune, către un cel mai bun. Autenticitatea. Ai încredere că Dumnezeu te-a creat o ființă perfectă, care are puterea și cunoașterea necesare pentru a rezolva această situație. Deci, dragii mei și îngerii, vă sfătuiesc să închideți acest capitol și să aveți încredere în voi că Dumnezeu te-a creat o ființă perfectă, care ar putea și cunoaște necesar, care are puterea și cunoașterea necesară pentru a rezolva această situație. Deci dumneavoastră sunteți singura persoană care poate rezolva această situație în care vă aflați. Foarte, foarte profund mesajul. Haideți să mai scoatem o lamelă. Renunță la control. Draga mea, dragul meu, nu-ți mai pierde vremea cu a controla pe cineva, de a-l spiona, de a-l controla, de a-l verifica. Renunță la dorința de a controla această situație și lasă-o în seama înțelepciunii infinite a lui Dumnezeu pentru a rezolva spre binele tău cel mai înalt. Deci exact, cartea de la baza pachetului, lăsați totul în mâna divinității pentru a rezolva această problemă în care vă aflați. O arcană majoră foarte puternică, deși îngerul, arhanghelul Mihail și Gabriel vă transmite un mesaj asemănător tarotului. Ca să vedeți cum vorbesc cărțile, deci fără să fie programate, toate vin la rândul lor. Sensibilitatea. Sensibilitatea ta este precum o muză și te inspiră să fii creativă. Deci, draga mea, dragul meu, sensibilitatea ta din interiorul tău este ca o muză și te inspiră să fii creativă, să creezi ceva cu propriile tale mânuțe, să faci ceva din destinul tău, să aduci ceva bun în viața ta. Dacă ești căzut jos, să te ridici singur. Totul depinde de tine. Fii creativ pentru a crea ceva pentru tine, pentru că Dumnezeu ne-a făcut în așa fel încât noi ne facem rău singuri, noi trebuie să ne ridicăm singuri. Adică ceea ce este problema actuală este creat într-un fel sau altul tot de noi, pentru că noi am acceptat ca cei care nu merită să intre cu bocanci în viața noastră, noi, sau situațiile care sunt, în fond, noi le-am creat, noi le-am acceptat. Și din cauza asta, noi trebuie să creăm ceva ca să ieșim din această situație. Vă mulțumesc tare mult pentru audiție. Vă pup și ne reauzim!